Salutare pentru ziua de luni, un meci din Premier League, biletul de ieri a fost câștigător, primul bilet pe care l-am dat, cotă 3. Pentru astăzi avem meciul din Premier League și m-am oprit la meciul lui Leicester cu Fulham. Am zis că Leicester e una dintre echipele care a jucat cel mai frumos fotbal în acest sezon. Este sus în primele 6 echipe, a avut victorii cu Leeds 4-1, cu Wolverhampton 1-0, au pierdut cu Liverpool într-adevăr 0-3 ultima, a fost un meci dezamăgitor din partea lor, dar oricum e o echipă puternică, mai ales pe teren propriu. Cei de la Fulham au avut înfrângere cu Crystal, cu West Ham și cu Everton 2-3, au primit gol într-un singur meci, nu au primit în acea victorie cu West Ham. În deplasări a pierdut la West Ham, pierdut cu Sheffield, a făcut 1-1. Cred că va fi un meci destul de închis. Pariul meu pentru meciul ăsta este 1 și 0,4 gol la 1,77. Ăsta este pariul meu pentru astăzi. Alt pont pentru astăzi, nu mai pare niciun meci atât de interesant și să am vreo inspirație la vreun din meciurile din Italia. Așa că o să jucăm doar meciul ăsta din Premier League și poate Betis cu Eibar. Slabă anul ăsta, dar nici Betis nu. Poate aici un 1x la 1,22 ca să faceți o cotă 2. Dar pontul meu principal este acesta. Leicester 1 și 0,4 goluri la cotă 1,78. Mersi de atenție. Baftă la pariuri.